La nivelul județului Prahova au solicitat astfel de despăgubire aproape 5.000 de fermieri, suma totală ce va fi plătită acestora ridicându-se la 1,4 milioane de lei. În luna decembrie anului trecut au fost despăgubiți aproape 2.500 de fermieri. Restul, 2.361, vor primi în zilele următoare în conturi sumele cuvenite. Plățile se efectuează în ordinea în care în toamna anului trecut fermierii prahoveni au depus cereri.